Salutare și bine v-am regăsit la un nou Let's Play pe Sampo. O secundă să verificăm și noi dacă totul e în regulă. Este în regulă. O să vă bag și melodia voastră preferată pentru început. Se numește Come Close. Come Close. Pentru știu că mulți ați întrebat cum se numește melodia. Ok. O să continuăm oarecum seria cu... Stai că aici mă bate. O să continuăm oarecum seria cu cel mai unic, cel mai... Nu știu, cea mai bună facțiune și alte cele în acest clip. Quest, stai că nu cred că la quest. O pești. Vine că șase. Oh, ok, hai să mergem să ne luăm noi ambulanța frumos și facem și noi quest-ul. Hai să mergem să ne aruncăm în apă repede. Pentru a ascunde, mă rog, nu chiar aici. De fapt, cred că pot să mănânc și aici. La fel, dau spawn 5. Pentru a ascunde hood-ul serverului, adică să vă apară, de exemplu, la modurile respective să vă apară doar kilometrajul de la moduri, trebuie să scrieți acolo pe chat slash hide hood, hide hood, și vă dispare chestia și vă rămâne doar cei de la mod, că și m-am chinuit ceva, dar mi-a spus GTS, salut frate, mulțumesc pentru ajutor, Dumnezeu să-ți dea sănătate pentru tine, pentru icoana ta, mămica ta și toate cele. Bun, hai că ne omorăm acum, mergem, vindecăm și noi repede 5 pacienți. Sunt 600 la ora asta, e ok. Nu știu exact câte secunde am jucat, s-ar putea să vină un payday frumos, oricum o să prindem payday-ul. Vă mulțumesc pentru feedback-ul de la ultimele episoade cu Sam. Dacă putem să strângem și 150-200 de like-uri și la asta ar fi super. Avem și noi ranger-ul ăsta, așa, perfect. Bun, o să mai schimb și o playlist-ul ăsta. Nu știu la cât o să pun clipul ăsta, dar astăzi aș vrea să fac un live pentru 32.000 de abonați. Vă mulțumesc pe această cale și pentru numărul ăsta de abonați. Bun, sunt aici în facțiune care o strică. Oricum, eu am 30 de heal-uri date deja. Uite, hai să testăm chestia asta pe care v-am spus. Hide hood. Fuck, a dispărut. Deci mai e doar kilometrajul de la mod. Și nu știu, de altfel. De exemplu, putem să apăsăm frumos Ctrl plus. A pornit puțin de tot zăpada. Doar că se oprește și motorul în același timp. În schimb, poți să apeși câte Ctrl plus de mai multe ori și îți dă din ce în ce mai multă zăpadă, dar la un moment dat e deja deranjantă. Și simt deja să fiu la momentul actual, nu prea știu cum să o opresc dacă o puneți foarte, foarte tare. Adică, cred că singura soluție este să ieși din joc. Pe unde se plafonează și această mașinuță undeva la 150 la oră, cam așa. Deci e ok. Pe aici, frumos, bam, ia uite. Merge pe drifturi, pe astea, na, e în spiritul sărbătorii, pentru că una peste alta, eu zic că cam în toată România a cam nins măcar o dată până acum. Mă refer în perioada asta din noiembrie încoace, nu zic pe anul ăsta. Pentru că da, știu, a nins în martie, februarie, ianuarie. Ok, ideea e în felul următor. Aș vrea să vorbim în acest video despre mașinile unice de pe server. Bine, țin minte că în momentul în care am primit, nu mai știu dacă am cumpărat, cred că am primit meritul ăla pe care l-am dat și eu de la rândul meu pe un live sau ceva. Știu că în momentul în care l-am primit, multă lume a zis că este o mașină unică și că e singurul de pe server. Pentru că pur și simplu lumea nu se bătea pe el. Și tind să cred că meritul iese la dealership, oare? Sau dacă nu era de pe la un eveniment, de pe la giftbox, ceva de genul. Deci, după părerea mea și din câte știu, cea mai unică mașină pe server era meritul ăla, era singurul în momentul în care l-am avut eu. Acum ăla nu mai știu pe la cine a ajuns meritul ăla, știu că l-am dat pe live cuiva oricum. Și chiar îmi scapă Q-Cell, cred că era cel care i-a dat, cred, sau i-a dat altă mașină lui. De asemenea și BF Injection-ul ăla, Razer, la Razor, ceva de genul, cel care câștigase giveaway-ul. Și mulți dintre voi erați foarte, foarte revoltați de faptul că cel care câștigase giveaway-ul avea nivelul 1. Așa că am așteptat, el făcuse nivelul 3, încât am înțeles și am explicat și am zis și pe video. Frate, așteaptă să intru eu pe joc, pentru că nu pot să stau online să-l caut pe el. Dacă aștepta și dacă vrea neapărat mașina respectivă, trebuia să, să mă aștepte pur și simplu un joc și eu îi oferam mașina fără niciun fel de probleme. N-a reușit să ne întâlnim în joc. Recunosc, niciuna asta foarte mult online, dar e destul de nasol. În orice caz, dacă ăla aș da cancel la medic, am crezut că o să accepte cineva. Pentru că eram cred că departe de el. Mașina nu o să dau nimănui momentan, dacă el o să mă caute în joc și o să... Hai să stăm puțin pe aici, poate dau și un heal. Mai am 5 ca să termin raportul, dar... Na, uite, deja se ivește cât un client, ce să faci? 3, 7, 6, 1000... Da! Dar hai, nu mai stai în mașină, mane, că... Hai să mă duc la Paint totuși, la CNN, că... Acolo e o pâine de mâncat, o pâine mare, o pâine groasă.
La fel și aici sunt anumite persoane care vin și zic, frate, îmi dai și mie o mașină sau îmi dai și mie. Nu prea dau random așa, am dat unor prieteni și atât. Pentru că dacă ar fi să dau fiecăruia care îmi cere câte ceva, eu n-aș mai rămâne cu absolut nimic. Și vreau să-mi cumpăr și un Infernus sau un Bullet momentan, dar sunt cam nehotărât. Și bine, dacă ar fi, aș putea să mai strâng bani și să-mi iau gen un Infernus VIP sau un Infernus dublu Haydn, na. Uite, 600 știu aia. Pariu că-l pierdem, 530. Bam, uite că nu l-am pierdut pe băiat. 683, hai că e aproape. Deci, după părerea voastră, puteți să spuneți în comentarii care credeți că este mașina. Cred că e la Fish, cred eu. Dacă nu e pe plajă, dai să vedem dacă e la Fish totuși. E activ sau ce, îți dai seama. Da, hai că aici cred că e. Sper să nu fi luat apă. Da, aici e. Eu am zis meritul, poate că sunt alte, mă refer unice prin faptul că, păi frate, dacă stai acolo, n-am cum să vin să-ți dau heal. Deci pe bune, adică, cum vrei să... Stai să mă dau jos, dar oare dacă mă dau jos, nu mi se... Nu vii să-ți dau heal. Stai să vedem, măcar să știu o treabă. Cred că vine, dar... Ideal ar fi să dai și tu seama dacă tot dai service medic, că na. Și acum fii atent că mi-a dat apă. Da, super amuzant. Deci nu înțeleg. La ce mai dai? Mă rog, las-o așa. Mă rog, să revenim la ale noastre. Dacă... Hai să dăm din nou Hide Hood, că vedeți că apare din nou. Dacă vreți să... Vorbim despre chestia asta, aveți secțiunea comentarii și trebuie să spuneți care este, după părerea voastră, cea mai unică mașină. Și aici nu mă refer neapărat că este singura pe server, dar să fie unică în felul ei, gen să aibă cei mai mulți kilometri de pe server sau să fie cea mai veche de pe server. Da, bine frate, că de-aia acum mă duc lângă el la 2 metri și el se urcă pe ATV-ul sau pe ce era drăcia aia și pleacă și apoi dă cancel, adică știi ceva de genul, n-ai venit la comandă. Mă duc, îl întreb și el, na, nu mai faceți frate de astea, că e nasol. Mai ales pentru unii care chiar au raport mare și își pun baza în apelul vostru, că na, o să facă și aici. Am cam puținei pe ei, sincer, pentru, nu zic neapărat ore de fruct, dar cam puținei. Don Taz, mă frate, nu cred că joacă Taz șeriful Sam, zic și-o. O mie. Mă sufrete. Mă, sincer, mai bine decât să mă... Ce naiba? Decât să mă duc, frate, să... Accept comenzi și alte, cel mai bine stau la Paint aici și îmi fac raportul mult mai lejer. Frate, nu, așa, ok, adică vreau să-i dau eject, pentru că nu pot să-l țin în mașină așa mult. Chiar dacă, salut. Chiar dacă n-a poate vrea să vorbim sau alte cele, putem să vorbim din afară, el să fie în afară mașinii, că n-a. Merge, frate, să știi, merge binișor, ia. 127, merge. Nu știu, deci nici nu mă uit câte secunde jucate am, dar vreau să văd ce pay devine. Că știu că mai aveam ceva rămase. Da! Hai să vedem, frate. Ce o să zic oare, bro, sunt mare fan. Stai că n-am apucat sau 32 de... A? Sunt fericit dacă mi-ai răspunde. Salut! Uite, sună ăștia la medic, după aia le... Sunt celebru. Da, ești celebru, scoate-mă de aici din video, da. Și, uite, frate, deci la ăștia am o problemă, nu le văd 267. De multe ori nu le văd ID-ul. Mă sufăr. Ia uite, un RP-ul și 28k, lejereanu, așa frumos, cum ne place nouă. Păi deja am făcut 5 din 5, deci cred că mi-am făcut și raportul pe săptămâna asta. Deci am terminat. Bună. Ia să vedem, hai să mai merge și în altă. Normal că mi-a dat la rot. Bă, frate, eu nu vă înțeleg, mă, nu vă înțeleg. De ce vreți să fiți voi așa troll? Habar n-am. Ăla mă cheamă, dă service medic, după ajung el pleacă. Ajung și eu aici, îmi fac și o leacă la raport și quest-ul zilnic, îmi dau la, da, toate roțile mine la noastră. Acum, uite, de exemplu, eu pierd heal-ul ăsta pentru că o să dureze până ajung eu la el în... Deci mașina așa, pur și simplu, e sanie în momentul ăsta, dar aș putea să-i accept măcar. Ia, stai așa. 3 secunde, uite. Mă rog, omul e la 1035 de metri, nu e departe, dar... Stai, ai, frate, doamne, e sanie pe bune. Am și bodyguard, după cum ne vedeți.
Hai să vedem cum facem noi să ieșim, să nu bubuim de... Da, normal că bubuim fix când e să ieșim. Dar nu e nicio problemă. Hai să ajungem la pacientul ăsta, doamne, iartă-mă că o fi pe moarte și noi stăm... Dar ce să faci, mă, frate? Eu aș vrea să vin să vă onorez comenzile. Dar vedeți și voi ce se întâmplă. Că na, se întâmplă împotriva voii mele. Voinței mele, de fapt. Hai că oricum pe la voi, nu pe acolo, pe sus. Cred că acolo ar trebui să fie. Nu știu, m-ați întrebat mai mulți dacă merg module pe anumite componente și alte. Eu zic că cu un i3 decent, măcar 4 GB RAM, cred că merge binișor. Merge binișor jocul cu modurile. Nu știu ce să vă zic altceva. Acum uite, am 85 de FPS-uri, dar eu zic că dacă puteți la, să jucați la 30-40 de FPS-uri, e ok. Mersi. Dacă tipul ăsta, cred că deja își dă duc acolo. Ai, am nimerit și eu aici perfect. M-a scos drumul ăsta. Hai că dacă ajunge cu mașina întreagă, chiar e o realizare. Oh, doamne, ce stunturi incredibile. Ăștia care de mă ocupați în cur pentru 100K, ID490 filmează. Ce dracu? Bine. Ai pe autostradă. Bine, de multe ori, bună când mă fut dumneavoastră, bine și eu ce să... Acum ar fi frumos să dea cancel la... Noroc, domnul paramedic. Salut! Ia să vedem. E măcar low HP, să știu o treabă. A, e ălea, că să știi. Bună. Ușor. 405-1000. Dai și tu GA sau... Așa, mulțumesc. Ești de treabă. Pe bune, mă, frate. Deci toți v-a spus așa să dați troll? Pe bune? Să știu măcar o treabă. Nu înțeleg. De ce, doamne, iartă-mă, tăi, frate? Hai, de cap, nu. Ia, mai încercăm unul singur, dacă nu... A, e acceptat. Du-te, mă, frate, că... Dacă nu vrei, asta e. Nu, n-are rost. Mă enervez și am nevoie să-mi iau o pauză. Deci cam ăsta ar fi clipul. Sper că v-a plăcut cum mi-am luat un troll de la 3 player. Este super amuzant. Și tind să cred că toți membrii facțiunii pățesc așa destul de des. Că na, e foarte nostrim să faci chestia asta. Cam asta ar fi clipul, sper că v-a plăcut. În descriere aveți toate detaliile despre server și ne vedem la următorul episod. La revedere!